Deci, să nu te trebuie. Doar intre la bucătărie. Deci n-a simțit nimic, adică ceva la ouă, să-mi b***e și tu de c***e lor. Să-mi b***e și bă, dar ce și tu de c***e. Un șut în te. Cred că l-a castrat. L-a nimicit în fața noastră. Este incredibil, eu nu pot să percep așa ceva. Nu știu dacă pastram o să mai fie apt să facă copii. Câtă bătaie primește de la Brighi și cât o să primească în continuare. Dacă așa face de față cu noi, nu vreau să mă gândesc ce fac când sunt numai ei doi în casă. Aș zice că e groasă, dar... Mai ai voce, Florin? Oricum nu avea înainte asta. Eu în locul tău dădea două pane, nu se vede. Ce șută. Oricum e mică și nu mă doare. Ce-a zis? E mică și nu mă doare. Tabloul ăsta între Brigitte și pastramă, nu-mi dau seama dacă este unul foarte hilar sau, nu știu, unul foarte... Dacă, nu știu dacă e de râs sau de plâns, sincer, încă nu mă decid unde. Mai are puțin și îl calcă pe cap, așa îi face. Dar așa e în dragoste. Uite, mă, oamenii ăștia muncesc. Hai, mă, Brighi, vrei să te ajut? Zi. Nu vrei să te ajute. Mă dau seama că am venit de acasă, am văzut episodul cu Florin, care la spatele meu zicea da, Brighitte, și el râdea. Ha! Florin! Da, Brighitte! Păi cum, după ce că am venit supărată și după episodul ăla necăjită, m-am gândit, mă, băiatul ăsta își bate joc de mine, asta nu mă iubește. Și el îmi face același lucru. Tu știi unde ai dat? Noroc că e mică. Haideți, mai că nu l-am lovit tare. Da, te iubești. Dacă-l loveam tare, era cu totul altceva. Tu faci și joci teatru, da, Brighitte? Da, Brighitte. Fac și eu ca tine. Vrei ca viața ta alături de mine să fie o măscăreală? Am spus că am glumit. Vrei ca viața ta alături de mine să fie o măscăreală? De acum înainte. Vezi că mâine seară ieșim de aici. Brighitte. Cum îți așterne, așa dorme. Asta pot să spun. Ok. Brighitte este stresată foarte mult. A văzut foarte multe acasă. A văzut emisiunea de la televizor. A văzut glumele. A văzut realitatea. Bine, Brighitte, îmi cer eu scuze. Ești mulțumită? Iartă-mă pe mine. Da? Bine. Și te-am rugat frumos să gândești cu sufletul. Dacă dintr-o glumă exagerezi și te superi cu mine, ce înseamnă asta? Ori sunt bărbat, ori ce sunt? Și asta am făcut-o de râs că tot ce am făcut m-a fost un joc. Că am fost... Și n-a fost? Asta, mă, jură-te pe ce tu mai spui. Un răspuns a fost este un joc sau nu? Corect? Sincer, nu există cuplu mai frumos decât al lor. Stai. Dacă nu-l bați degeaba. Dar nu dacă nu-i care. Acum. Este efectiv comedie. Nu te dai seama cât de tare trebuie să râzi, sincer. Acum am bine. Fii atent ce spun, să nu mai râzi niciodată. Nici de aici. Da și foamea, cum spui tu? Da și... Au, da, niște gheață! Ați pus să merg? Nu cred că va dura această relație foarte mult. Eu nu vreau să pun așa ceva în univers. Doamne, dă să țină dacă e iubire la mijloc, dar eu cred că este orice la mijloc, doar iubire, nu.